Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici, bine ai revenit, bine ai venit pentru prima dată. Iată că a venit o nouă duminică și, bineînțeles, un nou horoscop săptămânal. Înainte de a trece la a povesti despre aspectele ce vor fi de mâine încolo, vreau să-ți fac câteva mențiuni foarte importante de data aceasta. În primul rând, vreau să-ți reamintesc faptul că AstroSense este partener al evenimentului Star Online, a doua ediție, un eveniment organizat de Asociația Astrologilor din România. Ba chiar am realizat un interviu cu Diana Spinean, președintele Asociației Astrologilor. Te invit să-l cauți pe canalul de YouTube AstroSense. Ne-a povestit Diana acolo mai multe despre eveniment, cum să te înscrii, de unde a pornit această idee, ce prezentări vor fi. Și, bineînțeles, ca și la prima ediție, care a avut loc acum câțiva ani, nu mai țin minte, cred că prin 2020, eu am început acel eveniment, am lansat evenimentul cu o prezentare, atunci am avut o prezentare despre stand-up comedy. Ei, de data aceasta tot eu voi începe acest eveniment, voi avea o prezentare despre James Bond. Dar nu-ți spun foarte multe, dacă vrei mai multe detalii, te invit să cauți emisiunea pe canalul de YouTube AstroSense sau chiar să intri pe AstroSense să citești articolul despre eveniment. Ca să vezi acolo programul, vezi despre ce e vorba, vezi mai multe detalii despre înscriere. Este unul, dacă vrei, dintre evenimentele majore ale Asociației Astrologilor, pe lângă Congresul Astrologilor, care are loc o dată pe an, undeva în toamnă. Înainte se efectua și Astrofestivalul de la Craiova. Sperăm că în 2022 să se întâmple chiar fizic, până acum nu s-a mai putut în perioada pandemiei, nici online. Iar acum avem și acest Star Online. A apărut această idee pe perioada pandemiei în anul 2020, așa că te invit să cauți mai multe detalii, poate chiar vei dori să participi. Evenimentul respectiv strânge mai mulți oameni importanți din lumea astrologiei, să vezi acolo și pe cei care au fost invitați la noi în emisiuni. Vorbim despre Dan Ciubotaru, vorbim despre Alexandru Păunescu sau cei care ne-au scris articole. Ionuț Hristescu, vrăjitoarea electrică, avem pe Diana Spinean și mulți, mulți alții. Și sunt tematici importante. Adică de la acestea, cum este a mea, puțin mai, să spunem așa, mai efervescent despre James Bond, dar sunt și tematici serioase. Adică v-aș putea spune, Mihaela Dicu va susține o prezentare, Iubirile blamate, Sorin Bratoveanu o să vorbească despre Venus și Marte sau ce-și doresc femeile și bărbații sau polaritatea Venus-Marte se numește, după cum spuneam. Dan Ciubotariu ne va prezenta pe 3 martie cum să gestionăm eficient opozițiile din harta natal. Este un eveniment care se petrece pe o durată mai lungă, de pe 3 februarie până pe 28 aprilie. Ei se vede acolo în fiecare săptămână sau o dată la două săptămâni au loc aceste prezentări. Deci te invit să cauți mai multe detalii, poate chiar vei dori să participi. Poate ești pasionat, poate ești cunoscător, de ce nu vrei să-i vezi pe ceilalți la lucru, pe ceilalți astrologi la lucru. Bun, asta unul la mână, este destul de important. Doi la mână, AstroSense face 6 luni. Acușica, imediat, știți că ne-am lăsat pe 15 august, în februarie facem 6 luni. Și cu această ocazie, înainte să ne reacționăm, că avem și aplicația, te invit să intri pe Google Play, că deocamdată este available pentru cei de pe Android, cei care au Android, te invit să intri acolo, chiar am apăsat pe ceva, așa, să o descarci, să ne lași notificările deschise și să primești cele mai importante știri. Am văzut că vă place aplicația și că o descărcați din număr din ce în ce mai pare. Deci, AstroSense face 6 luni și, bineînțeles, ca la orice proiect, ne-am propus să facem o evaluare a acestui proiect. Pe lângă faptul că noi vedem statisticile din spate, vă mulțumim cu această ocazie, adică traficul de pe site, numărul de aplicații, YouTube, în creștere toate, bineînțeles, că așa e când un berbec preia conducerea, asta și pentru persoanele care se iau de berbeci în ultimul timp, știu ele din comentarii. Ce vrem noi să facem? Un soi de audit, evaluare, nici nu știu cum să-i spun. Vrem să ne dăm seama dacă facem bine lucrurile și, bineînțeles, noi am plecat la drum cu o idee. Știți că am zis să discut foarte mult despre astropsihologie și în momentul în care am lansat site-ul, am ținut cont tot de părerea voastră, pentru că la un moment dat anul trecut v-am cerut anumite propuneri legate de activitatea mea în aceste emisiuni. Și am vrea, o să găsiți în descrierea acestei emisiuni, acolo jos sau poate chiar și într-un comentariu, o să mă ocup să fie și într-un comentariu, o să vedeți un link, un Google Form. Pur și simplu intrați acolo și veți vedea o căsuță de completat. Chestionarul este anonim sau vă puteți lăsa numele, nu am nicio problemă, însă aș vrea să știu sincer ce ne deosebește față de alte site-uri, pentru că noi știm cum am plecat la drum, dar aș vrea să văd și voi dacă v-ați dat seama de acest lucru.
Ce ne deosebește de alte produse din, nu știu, alte site-uri, alte proiecte, alte emisiuni de astrologie sau, mă rog, de partea aceasta spirituală. Deci ăsta este primul lucru care mă interesează, să-mi dau seama dacă voi ați descoperit ceea ce mi-am dorit eu de la acest proiect. Asta unul la mână, doi la mână. Vreau să știu dacă v-au plăcut emisiunile până acum și ce v-ați mai dori să vedeți în cadrul emisiunilor. Și bineînțeles și pe site. Deci țineți cont că mă interesează să știu și pentru articole, că na, proiectul în sine are mai multe părți, dar și pentru emisiuni. Dacă vă veți uita, dacă mai țineți minte în formularul de anul trecut, mi-ați spus de cristale, am făcut. De chiromanție, am făcut. De misterele veți găsi pe site. Astropsihologie, aduceți-vă aminte că am adus mulți psihologi. Ah, și apropo de psihologi, vă invit pe AstroSens să o cunoașteți pe Andreea Cosma, zâna AstroSens, cum îi zic eu. Andreea este în spatele site-ului, nu aveți ocazia să o vedeți, mă vedeți pe mine, dar Andreea este în echipa acestui proiect și ea scrie articole, face statistici, face propuneri creative și ce e interesant de Andreea este faptul că este studentă la Facultatea de Psihologie, are un certificat de consilier de dezvoltare personală, este licențiată în jurnalist și, mă rog, multe alte pasiuni prin viața ei, pentru că este o săgetătoare cu un ascendent în gemeni, cu o astrogramă din aceasta și cu un pic de mister, că nu prea vrea să iasă în față, dovadă că până acum nu ați văzut-o, dar în același timp și cu un pic de expresivitate și de creativitate, de fapt nu puțin, un pic, mai multă expresivitate și creativitate. Vă invit să o căutați, să o cunoașteți și pe ea. Și vă garantez că o să o mai vedeți. Dacă vedeți emisiunea cu ea, o să vedeți că deja a făcut un top al celor mai importante momente pe care le-am avut noi cu AstroSens. Am întrebat eu în cadrul respectivei emisiuni care sunt specialiștii care au fost cei mai plăcuți, adorați sau ceruți de către voi. Ea ne-a dat un top acolo, mi-am dat seama, însă aș vrea să știu și de la voi în acest Google Form, dacă intrați acolo, să-mi completați. Uite, Daniela, ce cred eu că deosebește AstroSens față de alte proiecte? Uite, am văzut emisiunea respectivă, mi-a plăcut, dar mi-a mai plăcut să mai văd. Și bineînțeles, sunt deschisă și la propuneri de invitați. Dar atenție, un lucru, vă rog. În momentul în care îmi recomandați invitați, vă rog să nu mi-i recomandați pe cei care vedeți peste tot. Pentru că dacă v-ați uitat până acum la acest proiect, v-ați dat seama că am chemat specialiști din aceste domenii, astrologie, tarot, psihologie, pe care nu-i vedeți peste tot. Oameni care inovează. Că așa, dacă îmi dați un om pe care îl vedeți la toate emisiunile, îl vedeți la toate emisiunile. Nu mai are rost să mai vedeți încă o dată ce să facem aici. Aici vrem să aducem alte lucruri. Deci mă interesează ce credeți voi că ne deosebește față de alte proiecte, ce v-ar plăcea să vedeți pe viitor și, nu știu, alte păreri despre proiectul nostru de până acum. Bine, poate mulți o să spuneți legat de emisiunea aceasta, că na, are aproape 3 ani. Vă dați seama, în 3 ani. 3 ani au trecut, bine, în aprilie facem 3 ani și o să sărbătorim, dar mai degrabă v-aș ruga, mai ales cei care sunteți prezenți în tot ceea ce înseamnă activitatea AstroSens, sunteți acolo, vedeți ce se întâmplă, m-aș ruga să ne faceți o evaluare a acestui proiect și să ne spuneți acolo. V-am spus, abia aștept să citesc, deci în descrierea acestei emisiuni, undeva acolo, vedeți acel chestionar, un link pe care apăsați și vă rog să completați acolo. Bineînțeles, mulți veți scrie și comentarii, le voi primi și pe acelea, însă voi aprecia mult mai mult dacă veți intra pe chestionar să îmi spuneți ce și cum. Abia aștept. Bineînțeles, evaluarea va dura, o să vă spun și zilele următoare despre acest chestionar și probabil că și în horoscopul săptămânal de săptămâna viitoare, de duminica viitoare, să spunem așa. Mercur încă își face datoria, Mercur retrograd, așa, și o să le strâng și poate la un moment dat voi veni și în fața voastră să vă zic, am făcut asta, vă doriți asta, vrem să îmbunătățim, nu degeaba vreau să vă cer și vouă părerea, că de altfel știți cum este, am stat bine mersi și fără ea, dar chiar îmi doresc să fie așa o colaborare, mai ales pe partea aceasta, ce v-ați dori să vedeți și ce vă place și ce nu vă place, bineînțeles. Bun! Abia aștept să citesc chestionarul respectiv. V-am spus de star, v-am spus de evaluare, v-am spus de emisiunea cu Andreea. Vă rog frumos să vă faceți pe YouTube, să o vedeți și pe Andreea și să credeți-mă, Andreea a avut multe. Andreea. Zâna AstroSens a avut foarte multe emoții și pot să înțeleg, a fost prima emisiune. I-am trimis și eu prima emisiune la care am participat undeva prin 2015, i-am trimis să vadă că uite și eu la prima emisiune nu vorbeam, aveam un nod în gât, îmi pierdeam aerul, nu gesticulam, eram foarte retrasă și Andreea, cred că Andreea s-a descurcat de minune, să știți, de minune, plus că ne-a vorbit despre un subiect foarte important pe care eu îmi doresc să-l promovez din ce în ce mai mult, diferența între un psiholog și un coach. În prima fază mă cunoașteți, cred că am mai zis în emisiuni că sunt foarte mulți care se dau coach și de fapt au 20 de ani, n-au pic de experiență și vor să ne învețe ei cum să trăim viața. Dar
Acum vorbim despre alte lucruri. Vorbim despre o persoană care face facultate de psihologie, care înțelege anumite tipare, care are și acest certificat de consilier de dezvoltare personală. Iar Andreea ne-a spus când trebuie să mergi la un coach și când trebuie să mergi la un psiholog. E foarte important, pentru că există o graniță undeva, câteodată destul de fină, să înțelegeți. Adică și ea trebuie învățată, pentru că chiar în emisiunea cu ea am vorbit mult despre burnout, pentru că, un lucru foarte curios, burnout-ul apare și la pensie. Noi credem că el apare doar în momente în care muncim și așa și pe dincolo și că ieșim la pensie, gata, burnout. Din contră, Andreea ne-a spus în timpul acestei emisiuni că și atunci când nu mai e o activitate din aceasta profesională, oficială, s-ar putea să faci burnout. Și ne-a dat multe statistici legate de sănătatea mentală, pentru că asta îmi doresc să promovez de acum încolo în orice emisiune și în orice activitate pe care o fac aici la Deceniu sau la AstroSense. Deci vă recomand să priviți emisiunea cu Andreea și, de ce nu, poate îi lăsați și un mesaj de încurajare că vrem să o mai vedem în emisiunile noastre pe viitor. Bun, să trecem la săptămâna următoare. Ia cât a venit și septembrie, s-a dus repede ianuarie, nu știu dacă a simțit ceva din luna aceasta. Haideți să ne uităm la săptămâna viitoare, adică la 31 ianuarie, 6 februarie. Mâine sunt două aspecte, ele se mențin de ceva timp, se mai dizolvă ușor. Avem un Venus trigon Uranus, genul ăsta de aspect ne ajută mult. Acum încerc să vă explic cât mai simplu. Da, să faceți ceva diferit, să mâncați o prăjitură diferită, să vă îmbrăcați diferit, să vă placă ceva altfel. Nu știu, vă place, ziceți, domne, m-am săturat să mănânc cireșe, de mâine mănânc căpșune. Hai să văd cum sunt acestea la gust, că prea am mâncat același lucru. Și tot mâine avem un careu între Soare și Uranus. Deci, din câte vedeți, Uranus e destul de important mâine. Careul dintre Soare și Uranus o să ne aducă niște schimbări neașteptate. Știți, una dintre traducerile acestui aspect este așteaptă-te la neașteptat. De ce? Pentru că atunci când opui rezistență și nu vrei să te schimbi și ești încăpățânat și ești foarte rigid, viața îți dă niște chestii la care nu te-ai fi așteptat seara, te uite, domnule, dacă nu vrei, ți le dau eu, hai mai departe. E adevărat că e multă, pe lângă încăpățânare, dar în același timp e multă agitație, efervescență, mintea e în toate direcțiile, Mercur încă e retrograd. Deci aveți grijă mâine. Pe 1 februarie avem o lună nouă în Vărsător, minunată. Există o emisiune specială despre aceste aspecte, invit să-l urmărești. Există emisiunea la modul general despre aspect și există emisiunea în care vorbesc pentru fiecare semn și ascendent. Aceasta este pe canalul de YouTube AstroSense. De obicei mă cunoașteți, nu insist foarte mult pe emisiunile cu lună nouă, pentru că atunci nu sunt evenimente la care trebuie să fim atenți. Dar de data aceasta, luna nouă este în conjuncție cu Saturn și e exact aproape de ascendentul momentului. Știți, fiecare lună nouă are o astrogramă. Și pentru că e vorba de Saturn, înseamnă că intențiile pe care le punem acum, da, sunt de lungă durată. Se vor construi în timp, sunt lucruri sigure. Știți, vorba aceea că de lună nouă să ne punem o dorință, o intenție. A zice mai degrabă cu această lună nouă, după cum spun și în emisiunea specială, să luăm un obicei nesănătos pe care să-l transformăm într-unul sănătos sau să luăm un obicei toxic, să scăpăm de el printr-un obicei sănătos. Că poate, de exemplu, vrei să te lași de fumat, bineînțeles, majoritatea, din câte am înțeles, mănâncă mai mult și, nu știu, acumulează kilograme în plus. Dar poate după ce te lași de fumat, nu știu, îți faci un obicei diferit. În loc să fumezi, faci alte chestii. E luna asta nouă din Vărsător e foarte bună pentru acest lucru. Să înlocuiești un obicei cu altul. Dar nu să vrei să scapi de un obicei și să lași nimic, pentru că organismul, mintea, sufletul nu funcționează foarte bine și o să te întoarcă tot timpul acolo. Dar te invit să urmărești emisiunea și, bineînțeles, fiind o lună nouă în Vărsător, vedeți că vorbește și de o transformare, de o inovare a propriei persoane. Bun, pe 3 februarie avem un Marte în sextil cu Jupiter. Așteptam acest aspect de mult timp, că simțea și Marte nevoia să fie puțin, cum să vă spun, ambiționat. Oricum lui Marte în Capricorn îi place ambiția la nebunie, îi place să organizeze, îi place să conducă, îi plac toate lucrurile acestea. Dar acum sextil cu Jupiter învață să facă lucrurile, cum zic englezii, cu flow, așa. Le face pur și simplu ca și cum i-ar fi în natură.
extraordinar acest aspect, mai ales dacă vreți, nu știu, să conduceți ceva, să faceți sport, să vă angajați în tot felul de activități care presupun, bineînțeles, și consum de energie. Pe 4 februarie, bine, pe 4-5 februarie, aici avem o conjuncție Soare-Saturn, care nu mi este mie foarte dragă, pentru că obosește, sleiește, epuizează, ne face conservatori, chiar dacă soarele este învărsător, ne face așa foarte rudimentar, ne blocăm multe lucruri în viața noastră. Și să nu uităm că săptămâna aceasta ne apropiem de oprirea lui Mercur, așa, retrograd, mai țineți minte că v-am tot zis, pe 4 februarie, omul se oprește, eu te-am spus, omul l-am personificat, vedeți că am dat multe spații gândindu-mă acum că știu că Mercur o să facă tot felul de aspecte luna aceasta. Pe 14 februarie va ieși din Capricorn, he, ce aspect o să facă Mercur, dar chiar simt nevoia de o pauză. Deci pentru că sunt foarte multe planete în Capricorn acum, avem Mercur, avem Venus, avem Marte și Pluto. Pentru prima parte a lunii februarie, e prăpăd în această zodie, dar mă rog, trecem peste asta. Deci, este săptămâna în care Mercur se oprește din retrogradare, aveți grijă la ce se întâmplă în viața voastră, că de obicei atunci când se apropie de stație, adică de începutul sau oprirea retrogradării, e foarte jucăuș și e foarte zglobiu. Și, bineînțeles, e precum un bufon din acela care, căruia îi place să se uite la ce se întâmplă în jur și râde de toată lumea, știți, face mișto. Cam așa o să facă Mercur retrograd săptămâna aceasta. O să facă mișto de toată lumea din jurul lui. Bun, v-am spus aceste detalii. Vă invit să ne uităm la fiecare dintre noi, la recomandările în funcție de statistica astrologică, în funcție de teoria astrologică. Te invit să te uiți și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două, bineînțeles, să mapezi pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Mercur se va opri din retrogradare în casa 10. E important să nu te opui în momentul în care reapar proiecte pe care tu consideri că le-ai terminat și că le-ai vorbit și că le-ai stabilit sau proiecte pe care ai încercat să le faci în funcție de dorința ta și nu iese, că asta face Mercur prin casa 10, mai ales când se oprește de retrogradare, zice, da, ai promis ceva și n-ai făcut. Va trebui să te ocupi, va trebui să scrii, să suni, să aranjezi, să soluționezi, să cauți, cum să vă spun, rezolvare la problemele respective. Însă această lună nouă, de pe data de 1 februarie, care se va petrece în casa a 11, ar trebui să-ți dea așa și un pic de, cum aș putea, un pic de gust al viitorului apropiat. Adică să te gândești, ești la serviciu, ai un rezultat? Bine. N-ai un rezultat? Bun. Ce e de făcut în acest sens? Adică să ieși puțin din rutină, să ieși puțin din cotidian, să ieși puțin din pragmatismul acesta al Capricornului, pe care, na, în casa 10-a ai atât de multe planete și ești hotărât să împingi munții, să arăți ce demonstrezi. Dar vezi, să demonstrezi, da, să demonstrezi ceva bun pentru tine, nu doar de dragul de a demonstra. Că dacă e doar de dragul de a demonstra, nu se va întâmpla nimic. Bun. Marte, guvernatorul tău, va face un sextil cu Jupiter. Acest lucru este minunat, dar, bineînțeles, e minunat pentru cei care lasă lucrurile să vină de la sine. Nu se blochează, nu încearcă ei să schimbe tot ceea ce se întâmplă. Și mă refer atât la cei care sunt în activitate profesională, cât și cei care sunt la pensie. Încearcă să-ți dai seama dacă activitățile tale, cele pe care le întreprinzi zi de zi, au și un sens, au și un rol sau au un rezultat. Că rezultat nu înseamnă doar să-mi iau un salariu, să-mi petrec timpul. Trebuie să fie ceva și pentru creșterea ta personală. Pot apărea vești legate de prieteni, unele mai plăcute, unele mai neplăcute, pot apărea, bineînțeles, iarăși tot felul de ciocniri de autorități, fie că sunt șef, fie că sunt părinți, fie că ai de plătit taxe, impozite și încă mai e Mercur retrograd și te duci pe la vreun ghișeu și să vezi ce tot auzi pe acolo și tot ce se întâmplă. Dar, per total, este o săptămână bună atâta timp cât nu opui rezistență. Dacă vei opune rezistență, pe urmă va trebui să consumi de două ori energie pentru absolut orice. Și e păcat că ai aspecte destul de bune. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Luna nouă se petrece în casa a 10. E conjunctă cu Saturn, în care e cu Uranus. Da, sunteți deja obișnuiți că Uranus este la voi în semn de foarte mult timp. Ce pot să vă spun? Să vă readuc aminte că tot anul trecut v-am zis să schimbați ceva profesional. Poate n-ați schimbat. Dacă puteți să o faceți acum, este perfect. O lună nouă presupune și
o nouă percepție, o nouă senzație. Stați așa și vă gândiți, îmi place, parcă aș vrea să evoluez, parcă aș vrea ceva mai mult de la viața mea, parcă aș vrea un alt tip de șef, nu știu, aș vrea o altă persoană care să mă conducă, un alt tip de manager. Poate aici mă plictisesc, mă blazez, nu mai îmi place, nu mai simt bine. Adică gândiți-vă puțin dacă sunteți în locul în care trebuie. Asta unul la mână, doi la mână, și gândiți-vă cum ați reacționa voi în momentul respectiv. Pentru că de multe ori noi suntem supărați că se ia o decizie la nivel profesional, dar privim din perspectiva noastră. Dacă ne-am pune acolo, nici noi ne-am face diferit. Doar ne place să credem, eu aș face diferit. Uite, mi-a zis nu știu ce la evaluare. Da, din perspectiva ta, normal că e subiectiv, normal că zici că nu-ți convine, dar dacă ai fi pus acolo, o să-ți dai seama că nu e atât de ușor. Deci judecata aceasta față de eu aș fi făcut diferit, s-ar putea să nu ți se potrivească săptămâna viitoare. Mai ales că e atât de multe planete în casa nouă, care au legătură cu prejudecățile, cu aceste păreri, încăpățânări, obstinația aceasta, cum să vă spun, așa e corect, domnule. Așa este corect, dar este corect prin prisma vieții tale, prin prisma experiențelor tale. Ama, dacă te gândești la cealaltă persoană, nu o să poți să empatizezi atât de repede, pentru că atât de mult marcaj de pământ, bineînțeles, îți oferă și niște limite. Absolut normal. Dar dacă lași timp, ușor, ușor vei acumula puțin și din experiența celelalte persoane și o să spună, uite, da, domnule, nu înseamnă că n-am dreptate, înseamnă că are și persoana respectivă dreptatea și dreptatea mea cu dreptatea sa n-a puțin diferite. E o săptămână bună pentru călătorit sau pentru planificat călătorit, mai ales că Mercur se oprește din retrogradare, având atât de multe planete în casa noua, vis. Este o săptămână bună pentru a rezolva chestiunile administrative grele, serioase, da? Chestii de dosare, de hârtii, nu lucrurile micuțe, dar e nevoie de timp cu atât de multe planete în Capricorn, să ne înțelegem. Și e o săptămână bună pentru studiu. Pentru studiu, mai ales dacă aveți examene, teste, mai ales dacă vreți să vă decideți, urmați o altă facultate, un alt curs. Anul acesta vorbește mult și el despre reconversia profesională, indiferent de vârsta pe care o aveți. Mai ales spre sfârșit de an, o să mă tot auziți vorbind atunci, despre retrogradarea lui Marte. Da? Deci vă puteți gândi de pe acum, măi, am vârsta aceasta. Oamenii mi-au zis că nu o să pot să fac ceva, sau nu o să mai pot să fac. Dar uite, eu vreau să învăț și vreau să mă specializez. Da, nu mai am timpul, nu mai am energia, dar asta înseamnă că nu pot să mă bag aici. Sau asta nu înseamnă că nu pot să mă deștept mai mult. Sau asta nu înseamnă că, uite, dintr-o dată chiar vreau altceva din punct de vedere profesional. Poate mai multă libertate. Pentru că luna nouă învărsător în care e Uranus, asta vrea. Și dacă simțiți că sunteți, nu știu cum să vă spun, strânși cu ușa în anumite situații, nu depinde de ceilalți, depinde doar de voi să nu mai fiți strânși cu ușa. Ori spuneți că nu vă place, ori plecați de acolo, ori schimbați ceva în comportamentul vostru, astfel încât persoana respectivă să nu mai strângă ușa. Să nu vă mai nerveze, să nu vă mai supere. Bun. Ați înțeles ce vreau să spun. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Ce se întâmplă la voi aici? Păi se întâmplă următorul lucru. Mercur își oprește retrogradarea, Venus și-a oprit și ea retrogradarea, că ne-am tot vorbit de acest aspect și mi-a fost rău, dar o să mai vorbim și la anul, că Venus va retrograda și în anul 2023. Casa 8-a bubuie de planete. Vorbim așa, vorbim de Mercur, de Venus, de Marte și de Pluto. E adevărat, luna nouă se petrece în casa noua, vă sprijină că vă dă așa un obiectiv, vă dă o încredere, nu știu dacă o credință așa interioară că voi merge. Dar atât de multe planete în casa 8-a, să știți că nu puteți controla nimic din viața voastră. Absolut nimic. Această casă e foarte prielnică. Gândiți-vă că străfundurile voastre, cele mai adânci, nu știu dacă pot să spun așa, așa, cât mai adâncurile voastre, sunt vizitate de aceste planete. Să luăm așa pe rând. Vorbim despre Mercur. Toate ideile, toate gândurile, toate bănuielile, Mercur se ocupă cu ele. Și o să vă dați seama că aveți niște gânduri total aiurea. După care vorbim de Venus. Ha, toate suspiciunile, toate geloziile, toate ideile astea, scenariile pe care vi le faceți de persoana iubită, dar și modul acesta extremist, emoțional, și pe acolo treceți. Vorbim despre Marte. Marte în casa 8-a vorbește despre momente extremiste, despre clipele acelea în care mai vorbesc, nu mai vorbesc, ați vrea, sunteți așa, mai dictatorial. Bine, nu arătați că planetele în casa 8-a vă ajută să disimulați foarte bine ce se ascunde în străfunduri acolo. Și vorbim de Pluto.
Pluto în casa 8-a, oricum va mai sta acolo, dar Pluto în casa 8-a lucrează la un nivel atât de fin subconștientul nostru, încât vai și amar. Așa. Și cu atât de multe planete în casa 8-a, ce se poate întâmpla? Atât de mare atenție către toate chestiunile astea care vă macină, puteți pierde timp, puteți pierde bani, puteți, cum să vă spun, să aveți probleme legate de alimentație. Întotdeauna axa 2-8 vorbește despre alimentație, casa 2-a ceva, casa 8-a ce scot. Aveți grijă la aceste lucruri. Bineînțeles, casa 8-a vorbește despre taburi, despre lucruri interzise, despre bârfe, despre secrete. Dar pentru că sunt atât de multe planete acolo, e un dezechilibru. Și s-ar putea, bineînțeles, să distorsionați foarte ușor realitatea. Cu tot cu luna nouă din casa 9-a, care este în conjuncție cu Saturn, tot puteți să distorsionați, să vă speriați de la o picătură de apă, să exagerați absolut totul. De ce? Pentru că nu mai sunteți prezenți cu atât de multe planete în casa 8-a. Pot apărea discuții legate de bani, de economii, de conturile pe care le aveți în comun cu alte persoane. Și mai lăsați-vă o perioadă, că aceste planete vor mai sta acolo. Chiar dacă Mercur își oprește retrogradarea și ar trebui să respirați, nu o să fie atât de ușor, cel puțin 2 săptămâni din luna februarie. Dar luna nouă, știți care ar trebui să fie obiectivul vostru săptămâna aceasta? Cum fac, da, să nu mă rănesc atât de mult cu gândurile mele? Ăsta este obiectivul vostru pentru săptămâna ce urmează. Trecem la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Luna nouă la voi se petrece în casa a 8-a. Nu prea vă convine, este și în conjuncție cu Saturn, veți fi mai depresivi, veți preda ușor controlul către ceilalți, bineînțeles așteptările sunt mari, aveți impresia că dacă faceți ce zic ceilalți, totul iese, va ieși de minune, dar nu e chiar așa. Aveți puțină grijă totuși, cui dați puterea voastră. Fie că e vorba, nu știu, de părinți, fie că e vorba de oricine, săptămâna aceasta poate profita. Bine, nu se trezește dimineața, cum vă zic eu, să-și bea cafea și să zic de ce-i fac. Nu. Dar poate ceva din voi zice, domne, eu nu pot să fac lucrurile acestea sau nu mă simt în stare. Fă tu. Dar fă tu atâta. O să încerc să fac și eu atât. Încercați să vă negociați mai bine orice activitate. După care să vorbim despre casa 7. E plină. Este plină la voi. Gândiți-vă, avem Mercur, Venus, Marte, Pluto. Ce este casa 7? Este casa celuilalt din viața noastră. Și vorbim în primul rând de partener. Iar și cei singuri pot asculta, chiar dacă nu au un partener, pentru că de cei care sunt într-o relație, Venus și-a oprit retrogradarea, Mercur și oprește retrogradarea, s-ar putea să aibă curajul să ia o decizie. Mai radicală sau nu. Cei care sunt singuri, cu atât de multe planete acolo, două dintre ele chiar își opresc retrogradarea, dintr-o dată își vor da seama dacă merită să continue să iasă cu o anumită persoană. Sau, dintr-o dată să considere, domnule, mie îmi place de fapt acest tipar. Ai, pe ăsta să-l urmez. Nu mai duc spre 15.000 de oameni și nu-mi place niciunul. Ba mai mult, cu atât de multe planete în casa 7-a, trebuie să vă gândiți la următoarea situație. Una este singurătatea, alta este solitudinea. Ele două pot fi sinonime. Dar gândiți-vă așa puțin. Una este să nu aveți un partener și alta este să vă simțiți foarte singuri, că puteți să nu aveți un partener și să vă bucurați de propria persoană foarte mult, da? Iar pentru cei care sunt într-o relație, sunt multe situații din acestea în care trebuie să depindeți. De la ce oră se trezește celălalt, câți bani are el, când duce gunoiul. Tot timpul depindeți de celălalt. De-aia v-am rugat să vă setați anumite limite. La modul, tu duci gunoiul în fiecare zi, dar eu spăl vasele. Un exemplu simplu, asta este. Și vedeți că atât de multe planete în casa 7-a fac o poziție cu casa 1-i. Și luna nouă din casa 8-a face o opoziție cu casa 2-a. Tot ce ține de propria persoană e foarte afectat săptămâna viitoare. Și bineînțeles, la voi emoțiile sunt puternice, vă supărați, vă enervați, vă susține puțin Jupiter în pești, dar nu suficient. Nu suficient. Mai degrabă îi susțin pe cei din jurul vostru toate aceste aspecte. Aceste aspecte le dau lor putere. Bine, și voi le dați putere, bineînțeles că vă lăsați, dar aveți grijă și de sănătate zilele acestea, următoarea săptămână. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. În prima fază, luna nouă se petrece în casa 7-a. Dacă stați așa puțin și vă uitați la partener, o să faceți în mod conștient în jurul datei de 1 februarie, da? Și gândiți-vă voi puțin, măi, omul ăsta s-a schimbat vreun pic, l-am văzut și eu mai bine, e ceva diferit în comportamentul lui, se îmbracă altfel.
acordați mai multă atenție acolo. Pentru cei singuri s-ar putea să apară un moment din acesta în care se zic că vreau să fiu singur sau uite, domnule, în sfârșit vreau și o relație. Pentru că luna nouă e în conjuncție cu Saturn. Vedeți că dacă intrați într-o relație în jurul acestei date, va fi o relație care se dezvoltă treptat, ușor. Nu repede, nu pe repede înainte și bineînțeles cu un pic de element de a neașteptat. Poate găsiți persoana respectivă unde nu v-ați fi gândit niciodată sau nu știu, ați intra în contact cu cineva care altădată n-ați fi intrat niciodată. Adică e ceva ce puteți ceva ce ați respins probabil la un dat sau pot fi parteneri cu diferență de vârstă. Dar să vorbim de steliumul din casa 6. La serviciu vor fi momente care vă vor ridica la cer, dar vor fi și momente care vă vor coborâ. Acum vă simțiți rege și lăudat și validat, acum vă simțiți umilit și spre cum un leu supus. Dintr-o dată sunteți leul cu coroana în regele junglei și dintr-o dată sunteți un leu supus, adică vi se ia coroana. Și sunteți, cum să vă spun, toată săptămâna, de sus până jos, de sus până jos, de sus până jos. Cu atât de multe planete în casa 6, care are legătură cu tot ce înseamnă, vedeți voi, relațiile cu colegii mai ales. Unii colegi vă plac, alții nu vă plac și va trebui să notați printre toți ca să vă rezolvați treaba. Problema, să nu mai zic acest cuvânt, mai sunt niște situații care trebuie gestionate atunci când aveți de a face cu superiorii. Superiorii nu vor fi atât de atenți la cerințele voastre, la rugămințile voastre, la ceea ce vreți voi să faceți și atunci vă descurcați cum puteți. Asta este, domnule, dacă nu vă spun ce să faceți, faceți voi, că nu vor fi mulțumiți și o să ziceți, păi da, dar n-ai fost atât de implicat. Gândiți-vă dacă nu cumva vă gândiți la părinți, la șefi ca la niște părinți. Gen, mama, n-am șters bine praful, dar nici nu mi-ai zis cum să o șterg. Sau tata, uite, ai vrut asta de la mine, m-a ocupat. Deci nu las personal lucrurile de la serviciu, că nu are rost. Relația cu animalele e foarte interesantă la voi săptămâna ce urmează pentru cei care au animale. Vedeți, să nu fie bolnăvioare animalele. Asta unul la mână și doi la mână chestiunile legate de casă. Dacă stați cu chirie, proprietarul vă roagă să faceți niște lucruri. Dacă nu stați cu chirie, casa, nu știu, locuința voastră trece prin tot felul de modificări. Se mai arde un bec, se mai strică ceva pe acolo și pe lângă efortul de la locul de muncă, mai aveți de făcut și pe acasă o groază de alte lucruri. Și da, și sănătatea, vă rog frumos, aveți grijă. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Mercur își oprește retrogradarea, ei, bucurie mare, e un lucru bun. E un lucru bun pentru că dintr-o dată, și-a oprit și Venus retrogradarea, că așa îmi place mie să mai mi-aduc aminte, bun, casa 5-a devine iarăși importantă. Oricum ea este importantă și o să rămână toată luna. Da? Bun. De ce spun asta? Totul trebuie să plece de la voi. Totul. La serviciu se face o situație, stați 2-3 secunde și gândiți-vă ce miese mie de aici. Bun. Cu prietenii. Vreți să organizați un eveniment, vreți să plecați undeva nu știu când, cu mai mulți. Înainte de a zice da sau nu, stați așa și vă gândiți. Ce miese mie? Mie îmi convine de toți oamenii ăștia? Bun. Mie îmi convine prețul? Bun. Mie îmi place cabana unde mergem? Ok. Biletele de avion îmi convin? Bun. Dar totul să plece de la voi, în absolut orice situație, atât la serviciu cât și acasă. Dacă nu o să faceți asta, vă veți lovi de momente în care veți fi extra mega frustrați și supărați. Că nu-i bună apa, că nu-i căldură, că roșiile nu arată bine, că mâncarea nu-i bine făcută și oamenii o să zică, dar de ce n-ai zis ce vrei? Era atât de ușor să ne spui ce vrei și noi ai fi făcut ce ai fi vrut. Eu zic așa, cu atât de multe planete în casa a cincea, da, avem Mercur, Venus, Marte și Pluto. Totul pleacă de la propria persoană. Imaginați-vă săptămâna aceasta ca și cum ați fi niște bebeluși. Da, niște bebeluși. Și bebelușul nu știe să comunice. Da? Mama îi dă pe la nas cu puțin oțet, cu puțin strâmbați de nas. Strâmbați de nas și acum voi vorbiți și spuneți ce nu vreți. E o săptămână bună de joacă, de inventivitate, de creativitate, de exprimare de sine, expresivitate, de poftă de viață, de poftă de viață. Treceți peste serviciu, da, luna nouă, se petrece acolo la locul de muncă, pot apărea schimbări, se mai schimbă un coleg, dintr-o dată programul de lucruri suferă modificări sau nu știu, mai apar tot felul de știri, vește, trecem peste sau poate sănătatea, dar aici despre casa a cincea, care este foarte bine susținută de casa a șaptea cu Jupiter acolo, deci
totul trebuie să plece de la voi, de la copilul, sau poate chiar de la copiii voștri. Mulți veți trece prin evenimente legate de ei. Schimbă școala, se duc la cursuri, discuții cu profesoarele, cu educatorii, nu știu, pe drum, la ce cursuri îi mai duceți, la ce opționale. Un freamă total. Dar de la voi pleacă. De la voi trebuie să plece totul săptămâna aceasta. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță? Yes! Venus și-a oprit retrogradarea. Da. Înseamnă că nu vă veți mai simți atât de amenințați și claustrofobia o începe să dispară. Pentru că până acum, dacă e să o luăm așa teoretic, ar fi fost acea senzație că nu aveți aer. Nu mai aveți aer, domnule. Fiind Venus retrogradă în casa a patra, spațiul în care stăteați, biroul de la serviciu, orice, părea așa foarte... Erați tot timpul, exact și gâtul meu simte asta, într-o constrângere, da? Într-o ținut așa în chinci. Venus și-a oprit retrogradarea, Marte e acolo și este susținut, Mercur și el își va opri retrogradarea în casa a patra și Pluto. Acum puteți să respirați, puteți să începeți să luați decizii. Bineînțeles, casa a patra ține și de acest confort al spațiului, al locului. V-am mai povestit că sunt niște detalii importante în toată luna februarie, da? Asta unul la mână, doi la mână, Jupiter în tranzit prin casa a șasea, în aspect bun cu Marte, vă poate ajuta să schimbați ceva la locul de muncă. Un obicei, da, o meteahnă, că sunt multe metehne în stilul românesc de muncă, sau puteți să schimbați chiar jobul. De altfel, voi tot anul aveți această posibilitate să vă găsiți un loc de muncă, să vă placă, să vă dea sens, unde să vă simțiți mai ca acasă. Că asta vă spun toate planetele din casa a patra. Tu trebuie să te bagi în situații unde să te simți ca acasă. Nu prea e de ieșit din zona de confort în luna februarie. Orice ieșire din zona de confort vă provoacă serios. Luna nouă se petrece în casa a cincea. Cei care aveți copii s-ar putea să treceți prin niște evenimente revelatorii. Stați de vorbă cu copilul și dintr-o dată vă spune ceva și ziceți: dar eu n-am fost atent la acest lucru. Și vorbește, aș putea eu spune, și despre propria nefericire. Dacă sunteți așa într-o baltă de nefericire, vedeți să fie o nefericire adevărată, da, așa, că e în conjuncție cu Saturn, s-ar putea să vă lovească ceva de frunte și să ziceți, ups, sau să nu cumva să fie o victimizare, fiecare știe de ce o face. Deci, una este nefericire adevărată, alta este o victimizare. E ca momentul acela, domnule, vrei puțină atenție și te plângi că n-ai aia, că n-ai aia, când tu de fapt s-ar putea să le ai. Nu vorbesc, bineînțeles, de problemele serioase din acest punct de vedere, stările depresive și alte chestii, dar nu, să nu care cumva să vă simțiți într-o băltoacă din aceasta de suferință, dar care să nu existe cu adevărat. Scuturați-vă puțin și vedeți ce se întâmplă săptămâna viitoare. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Luna nouă se petrece în casa a patra, dar... Da, vedeți și voi ce faceți cu locuința, cu familia. Aș vrea mai degrabă să vorbim de opoziția pe care o face la casa 10-a, adică la partea profesională, și la tot marcajul din casa a 3-a. Foarte mult marcaj acolo. Flexibilitate. Chiar dacă planetele sunt în Capricorn, flexibilitate la greu, mai ales că Marte face sextilul cu Jupiter și vă susține. Știți cum este? Nu neapărat, nu înseamnă că veți câștiga la loto. Dar în discuțiile voastre, în evenimentele la care veți participa, în drumurile pe care le veți face, ori ascultați o știre la radio, ori citiți un articol undeva, ori vorbiți cu cineva într-un magazin, orice, orice este o oportunitate pentru voi. O știți, cu orice va ajunge pe aici, adică lăsați urechile foarte mari, foarte ciulite săptămâna viitoare, toate lucrurile acestea pot fi monetizate. Am mai spus, casa a treia vorbește foarte mult de banii care fac bani la rândul lor, de negocieri, de investiții. Și sunteți, acum le aveți pe toate. Să ne aducem aminte. Mercur care își va opri retrogradarea, Venus care și-a oprit retrogradarea, Marte care este guvernatorul vostru și e bine plasat în Capricorn, plus Pluto. Dacă vreți să investiți, să vă creșteți veniturile sau să faceți rost de venituri de care aveți nevoie, este o săptămână nemaipomenită, extraordinară, ba mai mult. Poate fi o perioadă bună pentru a pune bazele unui proiect, pentru a face o echipă, pentru a construi o fundație, indiferent că e la propriu sau la figurat. Deci dacă e să o luăm așa, sunteți foarte bine aspectat săptămâna aceasta, să știți. Eu în locul vostru mi-aș propune să cucerez pe toată lumea.
vedeți, comunicarea e importantă și cu cât sunteți mai serioși, nu neapărat, da, voi aveți oricum sarcasmul și ironia la purtător, cum se zice, dar cu atât de multe planete în Capricorn, în casa a treia, știți ce o să vă ajute pe voi mult? Încercând să-i ajutați și pe ceilalți, să le găsiți și ce, nu, să le oferiți cât o, nu știu, o propunere, o, să le spuneți, uite cum aș vedea eu lucrurile. Și de acolo veți avea foarte mult de câștigat. Deci, dacă săptămâna aceasta nu veți fi egoiști, cel puțin în aparență, și veți încerca să-i ajutați pe ceilalți, de acolo veți monetiza bine nemaipomenit totul. Trecem acum la săgetători sau cei cu ascendentul în săgetători. Luna nouă se petrece în casa a treia, e un moment bun, un moment, da, mai ales dacă, nu știu, trebuie să faceți o chestiune din această administrativă, vă sprijine extraordinar de mult. Pe partea de comunicare s-ar putea să apară niște momente din acestea în care, nu știu, partenerul sau o persoană dragă o să vină și o să vă zică, domnule, m-am săturat să-mi tot spui asta, altceva nu știi să-mi spui? Sau voi puteți să faceți asta cu cineva, bineînțeles. Mercur își va opri retrogradarea în casa a doua, Venus și-a oprit retrogradarea acolo. Situația financiară este puțin incertă. Și o să-mi spuneți, da, mă, Daniela, am un salariu, da, lucrurile merg normal, adică nu e nimic anormal în perioada. Aș vrea să fiți puțin mai atenți. Cu atât de multe planete în casa a doua, vă lipsește ceva. E ceva la care nu sunteți atenți din punct de vedere financiar. Ori cheltuiți mulți bani pe prostii, ori v-ați creat niște obiceiuri care nu și-au rolul, dar care produc cheltuieli, da, nu știu. Vă cumpărați un covric de nu știu unde. Covricul respectiv s-ar putea nici să nu vă facă bine la sănătate. Da? Și dacă îl consumați, îl consumați și nu vă treziți, pierdeți și bani și din când în când și cu tot durere pe aici. Știți? Câte o gastrită, câte o supărare. Bun. Deci aveți grijă la cheltuielile voastre. Dacă sunt cheltuieli esențiale, n-aveți ce să faceți. Dar dacă sunt niște cheltuieli că din acestea superficiale, poate că ar fi cazul să mai schimbați ceva pe acolo. Să nu uităm că planetele în Capricorn își doresc tocmai simplitate și nu exces. Și oarecare, nu știu, să vă facă mai conservatori. Să nu mai cheltuiți, poate altă dată ați fi dat pe un televizor 5 milioane, să nu mai dați 5 milioane. Că poate dacă veți căuta, vă găsiți unul mai bun ca preț și care poate are aceleași funcții. Și tot ce înseamnă de bani, e o săptămână bună în care să vă negociați o nouă mărire, să obțineți o primă, să obțineți un, să zicem, un procent mai mare de, din vânzările pe care le facem, de exemplu. Cei care lucrează în domeniile acestea în care trebuie să negocieze, să vândă, au o săptămână, de fapt o perioadă foarte bună și orice discuție legată de bani vă ajută. Adică eu în locul vostru aș căuta articole despre educație financiară, aș vorbi cu apropiații, aș căuta cărți, m-aș gândi, mi-aș face un tabel cu venituri, cheltuieli și să văd ce pot eficientiza, ce pot optimiza de acolo. E foarte important să faceți asta. Relația cu mâncarea este una problematică cu atât de multe planete în casa a doua. V-aș ruga să nu treceți nici pe o extremă și nici pe cealaltă. Încercați să găsiți un echilibru. E greu, dar nu este, cum să zic, nu este imposibil. Și folosiți talentele pe care le aveți, că eu sunt ferm convinsă că sunt multe. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Preferații mei luna aceasta, nu? Adică și săptămâna trecută v-am tot zis. Să-mi pregătesc vocea. Să recapitulăm. Mercur își va opri retrogradarea în semnul vostru săptămâna aceasta. Gândiți mai clar, coerent, perfect. Venus a oprit retrogradarea în semnul vostru. Vă dați seama că lipsa de încredere în propria persoană, mai ales la tot ce înseamnă fizic, look, nu e bună și că de multe ori ea apare în urma unor evenimente nefericite și că ar trebui să faceți ceva astfel încât să nu mai depindeți de ce s-a întâmplat și să veniți aici și acum. După care Marte, care vă face sextilul cu Jupiter, curaj! Și bucuria este că nu e un curaj din acela nebun să vă aruncați cu capul, nu, e un curaj calculat. E un curaj care vine așa de undeva și pe care îl folosiți, fără să bruscați, fără să forțați nimic. Și îl avem pe Pluto, care mai stă în semnul vostru mult și bine, ce-i drept. Deci cu aceste patru planete, da? Susținute de Jupiter. Ce vreau să vă rog? Să vă bucurați de propria prezență, să vă bucurați de propria furie pe care o puteți investi în ceva. Eu nu mi-aș lăsa programul
cu nimic. Eu în locul vostru săptămâna viitoare, dacă aș ști că am atât de multe planete în casa întâi, păi, în afară de faptul că mă duc la serviciu, iau copiii de la grădiniță, de la școală, așa și, nu știu, citesc o carte, mă uit la un film, ies cu prietenii, ies cu copiii la joacă, merg cu ei la un eveniment, nu mi-aș lăsa programul liber. Dacă voi cu atât de multe planete vă lăsați programul liber, vă veți gândi la atât de prostiile și vă veți autosabota, vă faceți foarte mult rău. Ca să nu mai spunem că e o perioadă minunată pentru mișcare, pentru activitate, pentru mers la sală, pentru alergat. Mulți vă veți gândi, uite, mă bag în maratonul ăla și încep de pe acum să fac pași, să văd, ia să văd un kilometru, doi, trei, așa, cum pot eu să alerg, cum pot eu să mă mișc. Deci, mișcare, o lună nouă. Luna 19 trece pe 1 februarie, dintr-o dată, poate vă gândiți voi așa, ce ar fi, dar ce ar fi să-mi schimb lucrul? Da, uite, ce ar fi dintr-o dată să-mi fac altfel părul sau să mă îmbrac altfel? De voi depinde, dar știți care este șmecheria, ca să folosesc așa un cuvânt frumos, că atunci când depinde doar de noi, lucrurile devin mai grele, că nu știm ce să facem. E greu până începeți undeva. Vă porniți, citiți, mergeți la evenimente, faceți sport, mergeți cu copii, știți cum este? Trebuie să vă obosiți atât de mult încât seara când terminați totul să dormiți. Să dormiți precum un bebeluș. Deci, chiar dacă, zice Daniela, dar le-am pe toate. Așa se întâmplă. Când le ai pe toate, nu mai știi ce să faci. Dacă nu le ai pe toate, zici, uite, nu pot să fac asta pentru că nu le am. Acum le aveți. Le aveți, sunteți susținuți, sunteți împinși. E multă furie în spate. Da, recunosc, cu Marte acolo, toată lumea trece prin momente de furie, dar credeți-mă, furia poate deveni un instrument uimitor dacă este folosit așa cum trebuie, într-o activitate sau poate vreți să porniți ceva. Vreți că luna nouă în casa a doua vorbește puțin și despre, poate vrei ceva care să-ți aducă mai mulți bani, poate vrei ceva care să-ți aducă un talent. Mergeți în față, plimbați-vă, mișcați-vă, nu vă certați cu oamenii, mai degrabă, nu știu, consumați, faceți ceva artistic poate, haideți! Mișcați-vă, abia aștept să-mi dați vești, să-mi spuneți ce ați făcut și cum ați făcut. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. E, dacă la Capricorn i-am împins în față, pe voi vă împing în spate. Avem în casa a 12-a multe planete, 4, o să mai auziți vorbind despre ele. Dar avem luna 9 de mâine în semnul vostru. Cei care doriți, care va fi în conjuncție cu Saturn, cei care doriți să, nu știu, să slăbiți, să vă apucați de un obicei mai sănătos, să vă faceți analize, să începeți un nou stil de viață, este momentul potrivit. Da, momentul, ba mai mult, s-ar putea dintr-o dată să considerați că mulți oameni din jurul vostru sunt toxici și să nu mai știți cum este momentul acela, să vă sune telefonul și să ziceți, da, nu mai pot să vorbesc cu persoana asta, nu mai pot, nu mai vorbiți. Acum un an ați zis, cum să nu vorbesc, da, dar ce o să zic? Acum o să ziceți, da, nu mai pot, mi-e somn, lăsați-o. Și să observați asta cu mulți oameni. Oamenii vor trage mare parte. S-a întâmplat ceva? Ce se întâmplă? De unde ești? De ce nu mai... Spuneți-le că nu sunteți bine. Cei care vor înțelege merită să rămână alături de voi. Cei care nu vor înțelege și care vor doar ei să se valideze prin voi, vor doar ei să se simtă bine prin voi, lăsați-i. Lăsați-i în plata Domnului să-și vadă ei de viață. Sănătatea, dieta, somnul, obiceiurile toxice, oamenii toxici din viața voastră, toate acestea le veți vedea. Da? Și, bineînțeles, cu atât de multe planete în casa a 12, vorbim de frustrări, de multe, multe, multe frustrări. Și dacă nu sunt, n-au fost analizate, să zicem, printr-un proces spiritual, terapeutic, ele vor ieși la iveală. De asemenea, vi se face dor, aveți nostalgii de persoane pe care le-ați pierdut, de persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult, de persoane la care nu aveți atât de mult acces. Chiar e o săptămână cu dor pentru voi, să știți, și cu... amintiri. Amintirilor să vă chinuiască rău de tot săptămâna aceasta, dar dacă încercați să vă odihniți și să dormiți și să vă puneți aceste intenții legate de propria persoană în jurul date de 1 februarie, este perfect. Deci la pești sau cei cu ascendentul în pești, păi vorbim de foarte mulți oameni în jurul vostru. Dar luna nouă este în casa a 12-a. O bucățică de energie se duce. Vreți, nu vreți? Nu știu, vi se ia un proiect sau trebuie să-l delegați sau dintr-o dată șefii vor observa că un coleg de-al vostru, de-ai voștri, se ocupă mai bine de o situație și o să zică, dar mai bine te ocupi tu decât tu, o să vă supărați, o să vă enervați, o să considerați că aveți inamici, că oamenii nu vă iubesc, din astea de copil. Spun acest lucru pentru că în casa 11-a, fiind atât de multe planete, Mercur, Venus, Marte și Pluto, fac o poziție la casa 5-a. Și vă, orice situație de genul acesta, ca, nu știu, aceea pe care v-am prezentat-o,
vă trigăruiește, vă declanșează tot felul de stări. Da, uite, eu am muncit, m-am chinuit, dar pe mine nu mă lauzi. Și eu, da, tu lauzi pentru proiectul ăsta, dar pe mine nu mai lauda pentru proiectul de acum o lună. Și o să observați, în orice, e ceva ce nu vă convine. Pentru că pe dinăuntru sunt multe supărări ale copilului interior. Și vedeți, să n-aveți așteptări la prieteni, la oamenii din jurul vostru. S-ar putea să vă ceară ceva și nu o să puteți. Și pe loc să stați liniștiți, să-i spuneți, dom'le, n-ați putut. Vă macină ceva pe dinăuntru și o să vă supărați. Deci cum și-a permis? Rana aceea narcisică, o să știți cum, o să, da, cum și-a permis să-mi ceară chestia asta. Dar de unde zice lucrul ăsta? Nu o să vă enervați, o să vă supărați. Vă trece, nu e nicio problemă, trecem peste. Sănătatea este importantă, gândiți-vă că l-aveți pe Jupiter în casa întâi, așa, și vă ajută la vindecare, vă ajută la conștientizare și știți la ce vă mai ajută planetele pe voi săptămâna viitoare, la acceptare. Dar acceptarea aceea în urma unui proces serios, nu în urma cognitivului care ziceți, eu am acceptat situația, nu, săptămâna aceasta vă plimbați sau ieșiți cu prietenii și o să vă uitați așa și o să ziceți, aha, Pentru cei care au afaceri sau pentru cei care au tot felul de, nu știu, part-time-uri, e o perioadă de rezultate foarte bună. Sau e o perioadă în care o să vă cam aglomerați, că o să ziceți, fac și aia. Mă, depinde de fiecare cum poate să ducă și ce poate să ducă, dar în general este o săptămână foarte sociabilă. De aceea v-aș recomanda să nu stați foarte mult prin casă. Să vă priască recomandările și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.